tuturor, noi suntem atât scutim cu tot în spatele camerei pentru că nu mai avem vreun prieten care să ne filmeze, așa că trebuie să ne descurcăm. După cum vedeți, suntem într-o trambulină și o să facem un tutorial la backflip. Pentru că e super șmecher. Să-i dăm drumul. Primul pas pentru a da backflip este cel de a sări destul de sus și a te ghemui în aer ca să te poți roti. Trebuie să faci cam ceva de genul. Bine, la început probabil că o să faceți cu câteva salturi ca să săriți mai sus, adică cam așa ceva. Nu știu dacă s-a văzut dacă a fost mai sus sau nu, dar puteți să încercați în amândouă modurile. Să zicem la următorul pas. Al doilea pas pentru a da backflip este de a începe rotația. Un exercițiu bun pentru asta este să săriți pe spate și după aia de pe spate să săriți în picioare. Ar trebui să arate cam așa. Dar dacă vreți să faceți mai bine, aveți nevoie de un prieten sau de cineva care să vă țină mâna la spate, să încercați să începeți backflip-ul și ca să nu cădeți în cap, el să vă tragă de picioare, să cădeți în genunchi sau cât mai aproape de picioare. Cam așa ar trebui să arate primele traile. Al treilea pas este cel de a încerca backflip fără ajutorul unui prieten să țină mâna la spate. Nu mai ai nevoie de așa ceva după ce ai încercat asta de mai multe ori și ai început să-l dai din ce în ce mai bine sau poate că dai complet fără mâna unui prieten. Probabil că primele trei îți vor arăta ceva de genul. Sau mai bine poate, sau mai rău, cine știe. Nu vă dați bătuți. Pasul 4, dacă încă ați rămas până aici în videoclip, este să trageți backflip-ul. Probabil că primele trei ori o să picați în genunchi, în spate, cine știe cum. Dar nu vă dați bătuți și până la urmă veți pica așa. Acolo. Aici aveți toți pașii mult mai rapid și în slow motion. După ce ați reușit să-l faceți cu săritura backflip-ul, adică să săriți așa de mai multe și pe aia să trageți, încercați să stați pe loc și să-l trageți, cam așa ceva. Bine, puteți să faceți și cu o săritură, așa e mult mai ușor. Montaj cu back-uri. Deci cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă încă n-ați făcut-o. Sperăm că v-am ajutat să dați becul și da, noi am fost atât scuting și ne vedem data viitoare. Pa!